Am văzut așa, mi-a arătat Dumnezeu o vijelie. N-am văzut, nu știu, pământeași așa, nu cred că există. Și tornade, cum sunt tornadele. Era la popor că o zis Domnul așa, că o zis că o vijelie. Dar, nu știu, așa ceva n-am văzut de când zis. Deci n-am văzut așa vijelie. Cum vine și vedeam cum vine și nu era departe vijelia aia. Venea și tot ce prindea în cale, tot punea la pământ. Și au zis Domnul că pe unii încerca diavolul să îi dezbrace, să îi dezbrace de putere. Adică nu se mai pot ruga, nu mai pot cânta, nu mai au pierdemăți la adunare. Sunt multe lucruri care deci Dumnezeu le cere și noi nu le mai facem. Diavolul încearcă să dezbrace, dar o zis că iată, o zis că astăzi Dumnezeu vrea să îmbrace din nou putere. Vrea să dea din Dumnezeu din nou putere, ca în vremurile acelea și să stăm în veghere, ca în vremurile acelea care vor veni și o zis că nu-i departe vreme. O zis că mulți, și vedem așa cum venea furtuna, cum venea așa peste suflete, cum cădeau și puțini. Așa, să vedea ei școli, așa, câte unul care nu mi-a făcut. Foarte, foarte puțin. Așa era așa. O zis că după ce va trece furtuna asta, deci va trece, după ce va trece, o zis că Domnul Iisus va veni și o să avem în viață. Că așteaptă, o zis că e gata și așteaptă numai semnalul de la Tatăl. Ca să vină, să jenie.